Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi dimineața voi încerca să lucrez din nou pentru doamnele începătoare. Am primit o provocare dacă pot să realizez un anumit model. Așa cum vă spuneam, este o provocare și pentru mine. Este această găinușă, cred că se vede puțin, tutorialul nu mi-aparține, însă aș dori să-l lucrez, pentru că, așa cum vă spuneam, am primit această provocare, dacă sunt în stare să lucrez acest proiect. Am pregătit culorile necesare, voi lucra cu firul Bravo de culoare alb, culoare roz și culoare roșie. Nu voi respecta culorile din respectivul tutorial, pentru că negru îmi pare prea închis. Prefer culori un pic mai vesele și vom avea nevoie de un pic de negru pentru doamnele care nu au ochișori cumpărați. Toate acestea, deci, sunt firele și culorile de care avem nevoie. Eu voi lucra cu croșetul numărul 3 și jumătate. Nu știu dacă focalizează bine camera. 3 și jumătate. Acest tip de fir, după cum vedeți, se poate lucra cu croșet între numărul 3 și 4. De aceea am ales acest croșet, numărul 3 și jumătate. Apoi vom avea nevoie de melană pentru a umple găinușa. Vom avea nevoie de foarfece, bineînțeles, nu este foarte util. Și apoi vom avea nevoie de un ac de cusut lână, acul cu gaură foarte, foarte mare, după cum vedeți. Fiind prezentate materialele, eu propun să lucrez. M-am trezit anume foarte devreme pentru a reuși să fac prima parte din acest tutorial. La mine abia a trecut ora 3 dimineața. Și voi începe cu corpul găinușei. Voi pune camera în modul în care dumneavoastră să puteți vedea ceea ce eu lucrez. Și astfel, pentru a începe săptămâna în forță, spunem tuturor o zi de luni minunată, o săptămână binecuvântată, plină de realizări, plină de bucurii, de multă sănătate tuturor, și să începem lucrul, pentru că timpul trece și este nevoie să lucrăm un pic. Voi face cercul magic, las firul un pic mai lung, pentru că vom avea nevoie, și în interiorul acestuia voi începe cu două ochiuri de lanț. Deci pentru început voi face doar două ochiuri de lanț. Eu am aprins toate luminile posibile pentru a reuși să văd. Și vom continua lucrând în felul următor. Vom face, deci cea mai mare parte a lucrării va fi lucrată în jumătate de picioruș dublu. Jumătate de picioruș dublu înseamnă în felul acesta. Deci am făcut aceste două ochiuri de lanț. Voi lua odată firul pe croșet. Avem două fire aici pe croșet. Voi intra în cercul magic, voi trage firul, acum vedeți avem 3 fire,
și le vom închide pe toate trei împreună. Acesta este un picioruș. În felul acesta, noi vom lucra un număr de 14 piciorușe. Iau o dată pe croșet, voi intra în cercul magic, uitați-vă, avem 3, vom închide. Avem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 și al 14-lea picioruș. Acum voi închide cercul magic atât cât este posibil. Voi intra în cel de-al doilea ochi din primul picioruș și voi închide cu fir alunecat. Acum, al doilea rând, vom dubla fiecare ochi. Deci, în corespondența fiecărui ochi din primul rând, vom lucra două ochiuri. Vom începe prima face aceste două ochiuri de lanț. Ia o dată pe croșet, voi intra de pe sub, în fir. Voi închide, am lucrat deja un picioruș. Voi lua din nou pe croșet și voi intra din nou în același picioruș din rândul anterior și voi lucra cel de-al doilea. Apoi mă voi deplasa către următorul picioruș și voi lucra din nou în același mod două piciorușe în corespondența ochiului respectiv. Apoi mă voi deplasa către următorul și voi lucra din nou două piciorușe. După cum vedeți, este foarte ușor. Nu este nimic deosebit, nimic greu. Doamnele începătoare cred că vor fi încântate de acest proiect. Aș vrea foarte mult să vă fie de ajutor, pentru că în curând vor fi Sfintele Sărbători de Paște și este nevoie să începem din timp cu aceste lucrări. Deci, în corespondența fiecărui picioruș din primul rând, noi vom lucra două piciorușe. Iar la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 28 de jumătăți de picioruș dublu. Eu voi continua singură, la fel și dumneavoastră. Sper că vedeți ceea ce fac, de aceea am și pus pe birou această față de masă mai închisă. Ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul acestui al doilea rând. Voi închide din nou în cel de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi lucra două ochiuri de lanț, voi lua firul odată pe croșet și apoi voi intra în interiorul piciorușului și voi face o jumătate de picioruș dublu. Apoi, din nou pe croșet,
iau firul, mă voi îndrepta către următorul picioruș și în corespondența acestuia voi face două piciorușe jumătate duble. Deci vom înmulți. În cel de-al doilea picioruș vom face o înmulțire. Vom continua, ne vom deplasa către cel de-al treilea picioruș și vom lucra o jumătate de picioruș înalt, normal. În următorul vom efectua o înmulțire. Deci, un picioruș îl vom lucra normal, singur, iar următorul vom înmulți. În felul acesta vom lucra până la capătul acestui rând. Acum voi face din nou o mulțire. Mă voi deplasa. În următorul picioruș voi face un singur picioruș, o altă mulțire. Și în felul acesta vom continua pe întreg parcursul acestui rând. Un picioruș lucrat normal, iar în următorul vom efectua o înmulțire. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând și vom continua cu găinușa pe care o vom lucra și de care sunt sigură că veți fi foarte, foarte încântate. Am ajuns și la capătul acestui al treilea rând. Voi închide în primul picioruș, în cel de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș, cu piciorul alunecat. Voi face două ochiuri de lanț, voi lua odată firul pe croșet și în corespondența aceluiași picioruș voi lucra o jumătate de picioruș înalt. În următorul voi lucra din nou o jumătate de picioruș înalt, iar în cel de-al treilea voi efectua o înmulțire. Deci două ochiuri le vom lucra normal, iar cel de-al treilea vom înmulți. Voi continua, voi lucra încă o dată și veți vedea, îți fac un picioruș fără mulțire, al doilea, iar în cel de-al treilea voi înmulți. Voi face două piciorușe. Vom continua în felul acesta. Vedeți că este simplu și apoi este și foarte, foarte spornic, se lucrează ușor. Acum va trebui să fac înmulțirea. Vom continua astfel pe întreg parcursul acestui rând. Două piciorușe lucrate normal, iar în cel de-al treilea vom dubla. Vom face o înmulțire. Noi ne vom întâlni la capătul acestui nou rând pentru a continua lucrarea noastră. Am ajuns aproape la sfârșitul acestui nou rând. Voi lucra ultimele trei ochiuri, trei piciorușe, scuzați, și în felul acesta veți vedea că am lucrat în mod corect. La sfârșitul acestui rând obținem un număr de 56 de jumătăți de picioruș dublu. Așa cum vă amintiți, primul rând am avut
14 piciorușe. Al doilea am dublat, am obținut 28 de piciorușe. Apoi am lucrat un picioruș normal, în următorul l-am înmulțit pe întreg parcursul rândului. Am ajuns apoi la un număr de 42 de piciorușe, iar în acest al patrulea rând am ajuns la un număr de 56 jumătăți de piciorușe duble. Acum voi încheia ca la fiecare rând, încerc de-al doilea ochi de lanț din primul ochi cu picioruș alunecat sau cu fir alunecat, cum vreți să spuneți, și voi lucra două ochiuri de lanț. Voi lua firul pe croșet și acum voi lucra fiecare dintre aceste ochiuri, dar în tehnica beclu. Deci nu vom lucra prin firul, prin piciorușul întreg, vom lucra doar prin partea din spate a acestui picioruș și vom lucra din nou aceste 56 de picior, jumătăți de picior dublu. Deci în tehnica beclu, deci doar partea din spate, pentru a da formă geniușei. Ceea ce am lucrat până acum a fost baza, iar apoi vom continua cu partea de sus. Nu uitați că luăm doar partea din spate a piciorușului. Sper că mă exprim bine, posibil că uneori să mai greșesc, însă dumneavoastră vedeți bine modul în care lucrez. Vă rog să mă credeți că toate tutorialele eu le fac așa de noapte, pentru că ziua nu reușesc, lucrând nu am timp, și de aceea uneori încă sunt adormită, să spun așa. Dar asta nu este o scuză, voi continua să lucrez. La fel veți face și dumneavoastră și, cum vă spuneam, vom lucra aceste 56 de rânduri în tehnica beclu. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestui nou rând. Aceasta este ceea ce obținem. Vom continua, iar la capătul rândului ne vom reîntâlni. Am ajuns la capătul acestui rând pe care l-am lucrat așa cum v-am spus, în tehnica beclu, pentru a crea această formă, să spunem, pentru că va trebui să lucrăm în înălțime acum. Voi închide, ca de obicei, în cel de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș, voi închide cu picioruș alunecat și voi continua lucrând din nou două ochiuri de lanț, și în corespondența fiecărui ochi din rândul precedent
Voi face un ochi normal, deci jumătate de ochi dublu, pentru că totul este lucrat în acest mod, jumătate de ochi dublu. Vom merge în sus cu un număr de 8 rânduri, inclus rândul în care am lucrat în tehnica Beclou. Nu va fi nevoie să mulțim, vom lucra normal cu ochi, cele 56 de ochiuri, 8 rânduri. Iar apoi vom continua. După cum vedeți, firul fiind destul de gros, croșetul destul de mare, adaptat firului, bineînțeles, se lucrează foarte repede și veți vedea că rezultatul va fi frumos. Așa cum vă spuneam, a fost, uitați-vă, vedeți că deja s-a curbat lucrul nostru, prinde înălțime. Acel tutorial nu mi-aparține, este o sfidă la adresa mea. Am tradus, pentru că este într-o limbă străină, am tradus acel tutorial și am dorit și doresc foarte mult să împărtășesc cu dumneavoastră, doamnele începătoare, acest proiect, pentru că și dumneavoastră sunteți doritoare să învățați lucruri noi, așa cum fiecare la rândul nostru am învățat și încă învățăm și acum. Vă rog să mă scuzați dacă vocea mea nu este foarte puternică. De obicei eu vorbesc, aceasta este vocea mea normală, însă, cum vedeți, ora este foarte, foarte mică, este foarte devreme și uneori vorbesc chiar foarte încet pentru a nu trezi doamna pentru care lucrez, pentru a nu trezi vecinii. Aici pereții sunt foarte subțiri și orice zgomot se aude. Vom continua în felul acesta. Uneori sunt anumite, sunt lucruri care nu se spun, însă trebuie să specific, pentru că multe dintre doamne ați spus că nu se aude foarte bine. În primul rând este vocea mea, care așa este ea, și voi încerca cu prima ocazie când voi avea posibilitatea să cumpăr un microfon, o lavieră, cum se spune, ca să fie mai aproape de gură și să auziți mult mai bine ceea ce eu explic și ceea ce lucrez în același timp. Deocamdată totul este închis, suntem în zona roșie, nu se poate ieși afară decât cu autocertificațiune, decât cu un motiv foarte bine întemeiat și norocul meu că am procurat din timp fire necesare și astfel pot să lucrez. Deci aici încet încet ne apropiem de sfârșitul celui de-al doilea rând și vom continua până când vom obține un total de 8 rânduri, inclus
rândul în care am lucrat în tehnica Beclu. Voi încheia acest rând împreună cu dumneavoastră, după care vom lucra fiecare separat. Fiecare va lucra pe cont propriu. Voi închide și acest nou rând. Piciorul s-a alunecat și voi continua. Iar noi ne vom întâlni după ce vom termina de lucrat aceste 8 rânduri. Deci, 8 rânduri, nu uitați, jumătate de picioruș dublu, ne întâlnim la capătul acestor 8 rânduri. Am ajuns la capătul celor 8 rânduri. Acum voi încheia și acest ultim rând cu piciorul alunecat și, după cum vedeți, aceasta este ceea ce am obținut. Acum vom face partea care va fi gâtul găinii și vom lucra în felul următor: două ochiuri de lanț. Voi lua din nou firul pe croșet și în același ochi voi face jumătate de picioruș dublu. Apoi voi continua al doilea, al treilea, eu sper că nu mă deplasez prea mult și reușit să vedeți ceea ce lucrez. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 și 12. Deci avem un total de 12 jumătăți de picioruș dublu. Acum, ce vom face? Vom face două ochiuri de lanț, vom întoarce lucrul și, în corespondența acestui prim picioruș, voi face un alt picioruș. Deci trebuie să fim foarte atente să nu sărim niciun picioruș, pentru că vom merge în sus. 8 rânduri vom face de câte 12 jumătăți de picioruș dublu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
al 12-lea, voi întoarce lucrul și voi face din nou aceleași 12 jumătăți de picioruș dublu. Deci vom lucra astfel de 8 ori 8 rânduri. 10 și al 12-lea. Întoarcem lucru și vom continua să lucrăm. Deci un total de 8 astfel de rânduri, de câte 12 jumătăți de picioruș dublu. Noi ne vom întâlni când vom termina aceste 8 rânduri. Mergem înainte, ne vom întâlni când vom termina cele 8 rânduri. Am terminat de lucrat cele 8 rânduri de câte 12 jumătăți de picioruș dublu. Acum voi tăia firul, voi lăsa o bucată de fir mai lung, pentru că după aceea vom avea nevoie să coasem și voi închide rândul. La partea cu surtul ne vom întoarce un pic mai târziu. Acum voi continua partea de desubt, cea care va forma, să spunem așa, platoul, farfuria, pe care va fi așezat suportul, mai corect, pe care va fi așezat găina cu suporturile pentru ouă. Voi da deoparte firul alb și voi lua firul de culoare roz și voi începe acest fir. Îl vom lăsa aici înăuntru, nu ne va deranja prea mult. Aici rândul unde noi am lucrat în tehnica beclu, așa, vom intra cu croșetul și vom atașa firul roz în felul acesta. Voi face cele două ochiuri de lanț, unul al doilea, pentru a da un pic de stabilitate firului, după care îl voi lăsa deoparte și voi continua 3-4 ochiuri de lanț în total, care vor ține locul unui picioruș dublu înalt. Apoi mă voi lua de două ori firul pe croșet și mă voi îndrepta către următorul picioruș, vedeți, primul, al doilea, iar în acesta voi dubla, voi lucra două piciorușe duble înalte. Deci iau de două ori firul pe croșet și voi lucra două piciorușe duble înalte. În următorul voi lucra doar un singur picioruș. Vom fi atente cum prindem ochiul aici
apoi voi continua. De două ori pe croșetă, așa să nu greșesc. Și în acest picioruș voi lucra din nou o mulțire. Deci, un picioruș îl vom lucra în mod normal, în cel de-al doilea vom înmulți. Și vom lucra astfel pe întreg parcursul acestui rând. Am luat greșit, trebuie să fim atenți aici, să prindem bine. Așa. Am făcut un picioruș simplu, unul singur, apoi voi continua în următorul cu o mulțire. Apoi în următorul din nou un singur picioruș, picioruș dublu înalt. Nu uitați, această parte vine lucrată în acest mod. În următorul voi face o nouă înmulțire și astfel voi lucra pe întreg parcursul rândului. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând și vom continua lucrarea. Vedeți, încă în acesta va ieși. Ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul acestui rând unde am lucrat piciorușe duble înalte. În corespondența unui ochi am lucrat un picioruș dublu înalt simplu, iar în următorul am dublat. Deci am lucrat un ochi normal, în următorul am dublat pe întreg parcursul acestui rând. Acum voi închide rândul în corespondența celui de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș și voi continua să lucrez. Piciorușe duble înalte, voi face mai întâi și mai întâi 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu înalt, apoi voi trece în următorul și voi lucra din nou un picioruș dublu înalt, deci așa voi continua pe întregul pe parcursul acestui rând și voi continua cu alte trei rânduri. Deci voi face un total de 4 rânduri de piciorușe duble înalte așa cum se găsesc, fără înmulțiri, pentru că am înmulțit deja și la capătul celor 4 rânduri vom avea lărgimea necesară. Deci, noi ne vom întâlni când vom termina aceste 4 rânduri de piciorușe duble înalte. Mergem drept, fără înmulțiri. Totul picioruș cu picioruș, în mod normal. Ne vom întâlni la capătul acestor 4 rânduri. Am ajuns și la capătul celui de-al 4-lea rând de piciorușe duble înalte. Acum voi închide în primul picioruș, în cea de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș și apoi voi ascunde firul. Ceea ce am obținut este aceasta. Am lucrat mai întâi partea de desubt, pentru că în momentul în care am format deja găinușa și am umplut-o, este mai greu de lucrat, mai greu de manevrat. Acum eu voi ascunde dedesubt firul de culoare roz
La fel veți face și dumneavoastră, fie cu croșetul, fie cu acul, cum considerați, cum vă este mai ușor, și vom continua să lucrăm. Voi lucra încă puțin, pentru că, după cum știți, eu mai târziu încep serviciul, mă așteaptă o zi de lucru și aș vrea să fac cât mai mult din acest prim tutorial, astfel încât dumneavoastră între timp să puteți lucra. Voi scurta aceste capete de fire care le voi pune aici deoparte, așa, și aceasta este ceea ce am obținut până acum. Acum vom coase găinușa, propriu zis. Am pus deja acul cu coață și voi intra, după cum vedeți, în primul ochi, și voi coase încet încet, prinzând fiecare ochi fără să sar niciunul, și pe măsură ce voi coase, voi umple corpul găinușei. Dar mai întâi voi face aici cusăturile necesare pentru a închide gâtul. Și nu uitați, pe măsură ce lucrăm, ce coasem, vom umple corpul, pentru că aici la sfârșit va trebui să ne rămână un număr de 5 ochiuri pe care apoi noi vom lucra codița. Dar când vom ajunge aici, ne va fi mult mai greu să umplem. De aceea vom pune umplutura pe măsură ce înaintăm cu cusutul propriu-zis. În felul acesta continuăm. Da, totul iese bine. Acum mie mi este un pic cam greu să văd exact, cu lumina zilei este mult mai ușor de lucrat, însă eu sunt nevoită să lucrez doar la orele acestea așa mici. Voi continua cu cusutul și apoi, cum v-am spus, pe măsură ce coasem, vom începe să umplem cu melană sau cu vat, cu ceea ce folosiți dumneavoastră, corpul găinușei. Voi pune și de aici și de deasupra. Vom fi atente să fie bine umplut, pentru că în felul acesta va avea stabilitate, va sta așa cum trebuie. Acum eu că v-am arătat ceea ce trebuie să facem, voi continua singură, la fel și dumneavoastră, iar noi ne vom întâlni când vom ajunge să lucrăm codița. Și vom continua cu cusutul și cu umplutul în același timp. Noi ne vom întâlni când ajungem aici. După cum vedeți, am terminat de cusut corpul
capul găinușei, l-am umplut bine cu melană. Acum a rămas să facem codița. Așa cum vă spuneam, aici avem nevoie de 5 ochiuri, 5 piciorușe. Și voi introduce aici în primul picioruș. Voi scoate firul, voi lucra tot cu culoarea albă, pentru că așa am considerat eu că este mai frumos. Acest fir îl voi ține aici și voi continua. Deci am lucrat un picioruș, al doilea, fac picioruș scurt așa, prinzând amândouă capetele, amândouă părțile, după cum vedeți, am făcut două. Aici în mijloc va fi cel de-al treilea. În același timp dau siguranță și capătului de fir, 3. Și al cincilea picioruș scurt, în felul acesta. Acum mă voi întoarce înapoi, voi face codița și voi lucra în felul următor. Două ochiuri de lanț, 1, 2, voi întoarce lucrul și în corespondența primului ochi voi face pentru început o jumătate de picioruș dublu, apoi voi face din nou o jumătate de picioruș dublu, după care voi lucra 3 piciorușe duble la rând. 1, 2, 3, da. Fără muțiri, simple. 1, al doilea, al treilea, iar aici în ultimul voi face din nou o mulțire. Să-mi fac un pic de loc pe birou. Aici este ultimul și voi face din nou o înmulțire. Deci am lucrat o jumătate de picioruș dublu înalt și a doua jumătate. Acum voi întoarce din nou lucrul și voi înmulți în fiecare dintre piciorușele pe care le-am obținut până acum. Deci voi lucra 2 ochiuri de lanț, voi intra în primul picioruș și voi lucra o jumătate de picioruș dublu. Apoi voi lucra a doua jumătate de picioruș dublu, deci două piciorușe, să spunem. Voi continua în ochiul următor, voi face din nou o înmulțire. Mă voi deplasa în următorul ochi, voi face din nou o mulțire. Mă voi deplasa în următorul, voi face din nou o mulțire.
foarte mult să vă placă. Eu sper foarte mult ca dumneavoastră să înțelegeți de ce sunt foarte exigentă cu regulile grupului, pentru că, după cum vedeți, eu sacrific foarte mult din timpul meu normal de odihnă pentru a face aceste lucrări, și de aceea apreciez foarte mult că sunteți alături de mine. Apreciez seriozitatea dumneavoastră. Apreciez faptul că uneori eu nu am timp mult la dispoziție să răspund la fiecare dintre dumneavoastră, să vă salut. Sunt fetele administratori pe grup care fac lucrul acesta în locul meu și lor le mulțumesc foarte mult, așa cum vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți întotdeauna alături de mine. Dacă vă place ceea ce lucrez, vă rog să lăsați un comentariu pe canalul de YouTube, să dați un like, să distribuiți dacă este posibil, și în același timp și să lucrați ceea ce eu vă prezint, dacă vă face plăcere. După cum vedeți, am făcut și codița găinușei. Acum eu voi tăia firul, voi închide și voi tăia firul. Trage un pic așa. Care voi, acest capăt de fir de aici îl voi tăia și pe el, iar firul care ne-a rămas îl vom ascunde dedesubt. Nu vă preocupați dacă se îndoaie un pic aici suportul pentru ouă. Totul va fi în regulă până la urmă, veți vedea. Continuă să ascund acest fir, apoi să-l pot tăia. Termina de ascuns acest fir, voi scurta și vom încerca să lucrăm aripile în acest timp care îl mai am la dispoziție, pentru că peste puțin timp va trebui să încep serviciul meu normal. Uitați-vă, aceasta este și codița, sper că vedeți. Acum din nou cu culoarea albă voi face un cerc magic. Sper să se vadă ce fac. Voi face un cerc magic în care voi lucra un număr de 12 ochiuri de lanț. Am lăsat cercul magic un pic mai mare pentru că vom avea
vom avea nevoie de un pic de lărgime și lucrez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și 12. Acum ce urmează să fac? Voi face din nou jumătăți de piciorușe duble. Începând cu al doilea ochi, voi intra aici. Începând cu al doilea ochi, voi face jumătăți de ochi dublu până când voi ajunge la cercul magic. Sper că se vede ceea ce fac. Deci, în corespondența fiecărui ochi de lanț, voi face o jumătate de picioruș dublu. Moment de liniște. Așa, am ajuns la capăt. Acum voi intra în cercul magic. Cu piciorul alunecat sau fir alunecat, cum vreți să spuneți, mă întorc. Și voi începe să lucrez din nou jumătăți de picioruș, de picioruș dublu. Acum voi face două ochiuri de lanț și voi lucra o jumătate de picioruș dublu. Deci am 1, 2, cel de-al 3, al 4. Deci am făcut 4 jumătăți de picioruș dublu. În cel de-al 5 vom dubla, vom face o mulțire. Și al doilea. Iar acum, din nou, vom lucra un număr de 4 piciorușe. Unu. Doi. Trei. Și al 4. Acum voi întoarce din nou lucrul. Voi face 2 ochiuri de lanț. Și voi lucra primul o jumătate de picioruș dublu, deci voi face 1. Vedeți, aici am uitat să vă spun, au rămas 3 piciorușe.
Uite, face 1. Doi, trei, patru. Aici în al cincilea din nou voi dubla, voi lucra două jumătăți de picioruș dublu. Și voi continua din nou cu jumătăți de picioruș dublu până ajungem la cercul magic. Sper foarte mult că vedeți ceea ce lucrez. Repet aceasta de foarte multe ori pentru că eu nu am spațiu aici pe birou să pun laptopul, este undeva într-o parte. Uneori doar cu coada ochiului reușesc să văd câte puțin, de aceea nu am o vizibilitate foarte mare, spațiul aici este redus, nu este ca și când suntem acasă și ne organizăm în spațiul nostru. Odată ce am ajuns aici, voi intra din nou în cercul magic cu fir alunecat. Mă voi întoarce și voi lucra din nou două ochiuri de lanț. Voi face o jumătate de picioruș dublu, a doua jumătate, a treia, a patrulea, în al cincilea voi dubla din nou, voi mulți. 1 și al doilea, apoi voi lucra alte patru jumătăți de picioruș dublu, 1 2 3 și al patrulea, după cum vedeți din nou aici ne-au rămas 3 piciorușe, voi întoarce lucrul, voi lucra două ochiuri de lanț și voi face primul picioruș, al doilea, al treilea, al patrulea, în cel de-al cincilea din nou voi înmulți, 1 al doilea, deci toate acestea sunt jumătăți de picioruș dublu și mă voi întoarce cu jumătăți de picioruș dublu până în interiorul cercului magic. Intră în cercul magic, poți strânge cercul magic,
în felul acesta, vedeți? Apoi voi tăia firul și voi închide lucrarea. Aceasta este aripa găinușei. Eu voi încerca acum, dacă am timp, este ora 6 fără 10 la mine. După cum vedeți, este o bucată de timp de când lucrez. 6 fără 10 dimineața. Voi încerca să încarc această prima parte de tutorial. Vom avea nevoie de două aripi în felul acesta, pe care apoi le vom aplica găinușii noastre. Eu vă las aici. Vă rog să scrieți în comentariile dumneavoastră dacă nu ați înțeles ceva, dacă aveți nevoie de informații, vă rog să-mi scrieți, nu ezitați să mă contactați. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă doresc din nou o zi de luni minunată, o săptămână binecuvântată, plină de realizări și de bucurii, multă sănătate. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și ne vom reîntâlni cât de curând cu continuarea tutorialului pentru găinușa cu suporturi pentru ouă de Paște. La revedere, o zi bună!